fiecare zi afaceri locale. Vă invităm să aflați poveștile lor, provocările lor și să învățăm împreună din aceste povești, din aceste lucruri care, și această perioadă care e destul de provocatoare, dar mai presus de tot, haideți să încercăm să susținem împreună și să colaborăm cu afacerile locale. Dacă există nevoie de un serviciu, de un produs, haideți să încercăm să vedem dacă identificăm o afacere locală care ne poate ajuta sau ne poate susține în proiectul pe care vrem să-l desfășurăm. Astăzi mergem în vizită la 5 Plus Solutions, o companie care are două direcții de business principale, dezvoltarea de implementare de soluții software și agenție de marketing online. Îl avem alături de noi online pe cofondatorul Alin Niță. Salutare, Alin! Bun venit la noi! Salut, Constantin! Mulțumesc pentru invitație! Momentan online, o să te așteptăm și în studio când va putea fi posibil și lucrurile se vor mai relaxa. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră și am vrea să aflăm și să trecem direct în subiect câteva dintre beneficiile pe care le au clienții când lucrează cu voi. Pentru că suntem într-o emisiune online, trebuie să dăm un context ca oamenii să înțeleagă mai bine cum putem să colaborăm cu tine și ce beneficii avem. Da, mulțumesc. Beneficii sunt multe. În primul rând, faptul că suntem pe piață de 14 ani, anul acesta. Felicitări! Mulțumesc! Contează foarte mult în fiecare bucățică de experiență pe care am și proiect pe care le-am pus din portofoliul nostru. Asta s-a văzut și se vede inclusiv la clienții noștri cu care colaborăm. Undeva la 30%, dacă nu mai bine, din clienții lucrăm de peste 10 ani cu ei. Lucrul acesta se vede, se simte, este un beneficiu pe care considerăm că este important, îl menționăm, este vorba de aceasta. Spuneam de faptul că avem oarece vechime pe piață, însă se pare că numărul, cifra 3 nu ne ocolește și când a venit prima criză în 2008-2009, eram în anul 3, acum în anul 13, se pare că sunt cifre pline de provocări și hai să spunem, uitându-mă așa introspectiv la noi, vedem că acești ani n-au făcut decât să ne ajute puțin să gândim mai rapid, să gândim în termen de soluții, în termen de cum putem să ieșim pe piață, mai soluții mai performante. Deci, referitor la beneficii, ajută și ne ajută foarte mult că avem o vedere cumva de 360 de grade asupra ideii de afaceri. Și, așa cum ai menționat și tu, avem două direcții de business, atât partea de dezvoltare de soluții, dezvoltare de aplicații orientate către internul clientului, către partea de management al organizației, informații, documente, și atunci ne uităm cu mare atenție la cum poate să fie performantă organizația. Pe de altă parte, ca agenție, ne uităm cum poate să fie vizibilă această companie în afara organizației pentru a expunere, pentru a atrage clienți. Iar lucrurile acestea ne ajută foarte mult să avem o vedere de ansamblu. Dacă ceva nu merge bine pe o anumită latură de atrage productivitate, să putem interveni cu soluții sau cu recomandări în acest. Scuză-mă că te-am întrerupt. Voiam să te separăm discuția puțin pe partea de agenție și pe partea de zona de soluții software și să luăm un exemplu de companie sau exemplu de situație sau exemplu de provocare și pe partea de agenție de marketing online și pe partea de implementare de soluții software. Și atunci, dacă dăm cât un exemplu, nu ne interesează neapărat numele companiei, dar situația respectivă în care voi ați intervenit și ați pus punctual punctul pe ei sau ați rezolvat situația companiei respective. Ne-ar ajuta două exemple, da. Perfect. Mulțumesc. În zona de
soluții software. Noi am plecat la drum pentru a rezolva la companii această idee de organizare a informațiilor pe care le are. Iar aici lucrurile au plecat încă de când ne-am înființat ca firmă să construim module, aplicații punctuale care rezolvă ceva din activitatea unei firme. Plecând de la aplicații oarecum simple, și anume să creeze librării de documente tematice pe care ei le au, până la lucrurile din ce în ce mai complexe. Aveau o registratură electronică în care intră, registrează documentele, le urmăresc intern. De a avea un management al contractelor, prin care te trage de mânecă un sistem atunci când ai anumite termene de valabilitate ale contractelor care expiră. O să ai diverse situații manageriale. Paleta de lucruri și de aplicații a fost gândită undeva la cel puțin 15-20 de astfel de module punctuale, de la tratarea anumitor zone de activitate, resurse umane, partea de circuit al aprobărilor interne. Iată că este un lucru în care dacă ai peste 10-15 oameni angajați și vorbim de lucrează cu calculatorul, poți să implementezi astfel de soluții astfel încât să debirocratizezi multe lucruri din organizație. Dacă vorbești de companii private, este un aspect. Dacă vorbești de companii publice, ajută din ce în ce mai mult și iată un pas spre digitalizare. Deci, în zona aceasta de soluții, haideți să spunem că sunt niște aplicații sau soluții standard, cât de cât standard. Mă lovesc de zona de contracte, am contracte, mă lovesc de zona de registratură electronică, am registratură electronică, managementul clienților, modul în care am partea de parc auto și multe, multe astfel de lucruri ca exemplu. Peste aceste aplicații care cum mai standard, ca firmă de dezvoltare de software am început să avem tot felul de provocări. Unele din ele sunt aplicații custom sau punctuale ca să rezolve o anumită problemă. Doar câteva din ce s-a mai întâmplat recent. Aplicație, de exemplu, de un fel de telemedicină. Telemedicina este un cuvânt, iată, pe buzele multor organizații din ziua de astăzi, iar dacă noi ne uităm spre telemedicină ca fiind o posibilitate de comunicare, streaming, da, video, audio, combinată cu o fișă de pacient, combinată cu un management acestor informații pe care le ai în procesul de consultanță, iată că te duci ideea de aplicație de telemedicină și către alte tipuri de activitate, de exemplu, în teleavocat, teleconsultanță. Cu atât mai mult, ideea aceasta de a folosi acest tip de idee în diverse aplicații este la multe tipuri de industrie. Este o aplicație. O aplicație care mi-a plăcut, îmi place foarte mult, pe care am lansat-o chiar anul acesta, este o aplicație de diseminare a unor informații în fel de vizier digital, prin care dacă te duci în diverse locuri unde ai sel de așteptare, multe, da? Și trebuie oamenii când stau acolo și așteaptă ceva, primesc anumite informații, fie utile din business-ul respectiv, dar poate și elemente de marketing. Un astfel de oaspe de soluție am dezvoltat-o și am lansat-o pe piață. Încă un tip de aplicație, ca să dau acest exemplu de varietate de astfel de soluții, am avut o cerință acum mai mulți ani pentru un management al locurilor la teatru, în care persoana să-și poată rezerva locul, acum sunt multe astfel de soluții. Plecând de la o astfel de abordare, un partener de-al nostru a văzut ideea și a zis: nu v-ați putea să mă ajutați ca să facem un management de rezervare a locurilor la mese la restaurant? Iată că atunci când a pus problema, nu era atât de presantă ideea, ok, poate merge, poate nu merge. Dar iată în momentul acesta că este o soluție care poate să fie mai actuală. Aceste tipuri de soluții, în principiu, cu care noi ne jucăm prin competențele pe care le avem. În momentul în care mergem spre ideea de agenție de marketing online, ne-am plecat mai târziu înseamnă câțiva ani după ce am început. Ideea este în felul următor. Ne-am ocupat destul de mult de partea de organizare internă. În momentul în care a venit criza din 2008-2009, am observat acest fenomen că marea parte a companiilor au început să spună stop.
nu mai pot să investesc, mi-e foarte greu să investesc acum în partea de organizare internă, în productivitate, eu vreau să vând, mâine vreau să vând, vreau să fiu acolo. Atunci am dezvoltat această idee de agenție de marketing online, care încet încet am pus toate ingredientele pentru a avea un marketing online mai general. Anume, începem cu partea de site-uri simple, mai complexe, landing page-uri, adică modul în care nu ai un site, nu existi, dacă oricum te întreb ce faci cu el. După această etapă am adăugat ingredientele de tip optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare. Adică, hai să vedem de ce ne uităm să facem optimizările potrivite pentru a crește natural după, nu știu, când caută cineva să apare în prima pagină. Partener Google, am început cu campaniile de Google, Facebook, LinkedIn și așa mai departe. Waze în ultima vreme. Și atunci încercăm să ne uităm la business-ul clientului, să creăm o strategie pentru a putea să alegem ce variantă se potrivește în concediu cu bugetul pe care îl are, ținând cont și de ce se întâmplă în piață, de trendurile la care noi ne uităm. Uitându-ne la nivel de business-uri și din perspectiva aceasta organizării interne, unde de cele mai multe ori facem o strategie de marketing online, dar ajungem ca anumite părți din organizație să fie nevoie să le automatizeze, să aibă un management al clienților într-un anumit gestionat, atunci ne ajută foarte mult și revin la ideea de beneficii, sper să fie un beneficiu pentru client. Și dacă se vede, dar am un slogan cu care am plecat la drum și la început, poate nu era așa de bine conturat în mintea noastră, Energize Your Business, a făcut și face ca în jurul acestui motto, practic, să înglobăm sau să ne uităm la cum putem să aducem o valoare în business-ul clientului prin a ne uita global 360 de grade la el. Dacă am răspuns. Care au fost preferințele clienților în această perioadă? Adică observați o creștere în e-commerce, observați o creștere în site-uri de prezentare, observați o creștere în site-urile de educație, poate training, educație online, educație pentru copii. Ce ați avut ca și creșteri și care sunt și scăderile, că ne interesează ambele trenduri? Interesant este, lucrăm de mult de ani cu proiecte care înglobează toate aceste servicii, de la site-uri la proiectele lor în online. Am observat, este așa, lumea nu a fost pregătită clar pentru acest val. Nefiind pregătită, a constatat, nu inițial, undeva cam la 2-3 săptămâni, când încă se gândeau că dintr-o inerție pot să meargă așa, că site-ul încă nu este bine pus la punct. Adică nu s-a uitat niciodată la site ca fiind aducătorul de bani. Aducătorul de bani pe o perioadă în care nu mai lucrezi direct cu clientul. Deci una din creșterile pe care am văzut-o și ca proiecte a fost: ajutați-mă să-mi pun la punct mediul online, între ghilimele mediul online, că a avut mai multe componente, dar ajutați-mă să-l pun la punct, pentru că iată că nici eu nu mai pot să vând cum vindeam înainte direct cu distanțarea socială. De asta am observat la diverse industrii în care, sincer, la început nu credeam că se poate preta că dacă iese din ecuație ideea de om sau de față în față, o să meargă acel business. În zona de teatru, în zona de cursuri pentru copii, în zona de, da, medicina, să spunem că era mai de mult așa cu un mic păsuleț înainte. Dar multe astfel de industrii nu credeau nici ei în ei că ar putea să facă lucrul acesta. În afară de ideea de streaming, da, ok, haide să ne vedem video, au trebuit puse la punct mult mai multe lucruri în interior. Ce am observat este că, în primul rând, atenția aceasta către ajută-mă să fiu acolo la început mai timid, iar după asta mai agresiv, vreau să fiu acolo pentru că nu mai vând, efectiv nu mai pot, trebuie să supraviețuiesc, ajută-mă cu campanii de hyperclick, de căutare rapidă, ajută-mă să-mi pun site-ul la bun. Ceea ce am observat interesant e că acele companii care au investit încă de dinainte în a fi măcar acolo, nu neapărat să aibă o creștere explicată, să fie acolo, l-a prins foarte bine. L-a prins foarte bine și am analizat împreună conturile lor
că au rămas undeva ancorați dintr-o inerție, astfel încât să poată investi mai puțin, să se concentreze cu investițiile în altă parte. Deci, legat de industrii, cred că în toate industriile am simțit așa un, în afară de zona de turism, unde n-am simțit așa un val, dar chiar și aici am primit solicitări. Este o perioadă în care nu se întâmplă lucruri din punct de vedere vânzări, dar ajută-mă ca să mă mențin în piață. Și atunci strategiile, inclusiv de ceea ce spuneam cu partea de streaming, au venit chiar în această zonă. Oferă-le clienților, nu știu, o experiență. Vorbește în continuare despre ceea ce faci tu. Adică nu sta. Nu aștepta, nu sta pentru că nu să vină la tine. Și atunci o provocare și pentru noi să găsim soluțiile corecte și să... Cum ați rezolvat voi situația asta în această perioadă? Fie cu întâlnirile, fie cu companiile care, conturile care trebuiau conduse și gestionate, cum v-ați derulat activitatea și cum v-ați adaptat? Avantajul este că acest tip de afacere poate să fie condus și de la distanță și este o problemă doar de mutare a locului de la birou sau dintr-un spațiu de unde vrei tu. Pe noi ne-a ajutat foarte, foarte mult că ceea ce noi promovăm ca soluții de mult timp, ele vin în sprijinul lucrurilor la distanță, lucrurilor offline, hai să spunem mai degrabă. Și anume, nu contează unde sunt, pentru că treaba, activitatea, procesele de business ar trebui să se desfășoare în continuare bine mers. Și atunci, prin ideea de telemuncă, lucrăm, nu a afectat foarte mult, pentru că, da, am introdus ideea aceasta de comunicare la distanță. Este foarte adevărat că și procesele noastre a trebuit, n-am de ce să mă ascund, că trebuie să le revizuim, pentru că nu ai fost pregătit pentru un astfel de val și nu neapărat că o schimbare de tip streaming, gata, ți-a rezolvat problema. Nu, ai tot felul de activități în spate și când ai mai mulți oameni, managementul acesta mai trebuie acordat atenție și anumitor proceduri interne. Ne-am adaptat, ne-am reinventat pe anumite zone și în continuare va trebui o facem, pentru că mai sunt zone pe care le simțim, uite, zona aceea nu este acoperită și cel mai important este ideea de a avea un plan B. Ideea de, bun, să nu te gândești că nu ți se va întâmpla și ție poate ceva mai rău și să te uiți la acele zone care ar putea să fie ca un plan de contingență, dacă pot să-i spun așa, să le iei în calcul pentru a le rezolva din timp. Adică să avem un plan B în scenarii negative, da? Cum ar fi mai concret, dacă nu merge partea A de business sau partea B de business, să avem un plan C, nu știu, ceva de genul ăsta, adică să traducem pentru toată lumea scenariul cel mai negativ și un scenariu, să ai pregătit tot timpul un scenariu negativ și unul pozitiv. Da. Un plan B, de exemplu, scuză-mă, Constantin, este, de exemplu, la clienții pe care am simțit că au lucrat foarte mult și au avut o întinare către zona de magazine fizice și offline. Un plan B pentru ei poate să însemne a se uita foarte clar în zona de online, iată că bubârnacul acesta îl simțim cu toții și e un plan B pentru unii. Pentru alții este un alt tip de plan B, nu neapărat de a face un alt tip de afacere complementar, ar fi ideal, probabil, dar dacă ne uităm în zona turism, da, nu neapărat la nivelul acesta, însă de a găsi metode de a ieși dintr-un clinch de genul acesta. Cred că este un plan B pentru mulți în acest moment. Iar zona de întreprinzători și de antreprenori, multe proiecte care au oferit în ultima vreme, eu am spus Startup Nation, proiectele în care se dau anumite fonduri, m-aș uita cumva, aș discuta împreună cu ei pentru a avea în minte focusul pe care îl au, dar pe de altă parte să ia în calcul și zonele complementare, să spună și dacă se întâmplă sau cum aș putea să fac dacă nu merge lucrul așa cum mi-am propus inițial. Iar aici chiar am lansat anul, odată cu pandemia,
colegii mei și le mulțumesc pentru asta, au venit cu o idee foarte bună să ieșim cu un magazin online pentru comunitățile locale. Am dat noi un nume, Magazin Plus. Ideea de bază a fost, haideți să ajutăm țărani, în special, cei care au serme, care au ferme, care sunt în jurul mitropal orașelor, își pune acolo produse și să le livreze la domiciliu, pentru că iată că este un... Așa se procedează acum. Iar până acum, dacă toată lumea se întreabă în supermarketuri, iată că acum poți să te muti un online, dar să-și faci livrările împreună asociat cu cineva. Este o inițiativă, o susținem în continuare și m-aș uita foarte mult la întreprinzătorii din aceste zone care ei stăpânesc în acele regiuni de la ce producător să ia marfa, cum să asigure o continuitate a lor, iar noi să-i ajutăm pentru a fi în online. Vorbești de pepe, că este acum perioada, da? E un business, da? Dacă vorbești de miere, dacă vorbești de mâncare și alcool, dacă de multe astfel de lucruri pe care poți fi dincolo de cele uzuale. Deci cam astea sunt zonele noastre în care noi ne încercăm să ne uităm. Nu toate sunt la fel de profitabile, dar ne uităm la ele ca să putem crește împreună cu clienții. Mulțumim, Alin Niță, 5plus, pentru intervenție, opinie, sfaturile și lucrurile interesante pe care ni le-ai prezentat astăzi. Rămâne să ne revedem în perioada următoare. Noi ne vom continua activitatea și sperăm că și voi veți susține în continuare această inițiativă cu Magazinul Plus și noi susținem în continuare ca producătorii și ca cei care sunt din zonele respective și care se pricep și la achiziții, să meargă în continuare și să deschidă această piață, să democratizeze piața alimentară foarte bine pe online, pentru că este o mare oportunitate. Îți mulțumesc și eu pentru invitație și cuvântul pe care l-am în minte este digitalizare, practic tot ce se poate, pe unde se poate face, pentru că asta ne va ajuta. Mulțumim frumos! Toate cele bune! Mulțumesc! De săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Să înțelegi femeia dincolo de tot ce poți vedea, ascunsă toată în eleganța sa, în chicoteli sau rochii colorate, în prea mult roz sau un miros de carte, în pasiuni sau într-o zi de joi, la un pahar de vin în doi. Chardonnay Domeniile Sâmburești, un vin care înțelege femeile. Thank you.